vrea să ne manipuleze și să ne conducă precum pe vite. Am ajuns la cuvintele psalmistului David din Vechiul Testament. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Față de aceste măsuri îndărătnice nu putem fi altfel decât așa cum spune psalmistul. Anii trecuți odată cu apariția pașaportului biometric au strâns 1 milion de semnături care s-au mânat autorităților statului. Dar ei s-au îndărătnicit și nu au luat aminte la glasul celor 1 milion de oameni. Niciodată până acum în istoria României nu s-au mai strâns 1 milion de semnături pentru ceva. Am cerut referendum împotriva oricărui act electronic, dar nu am fost ascultați. Cine vrea să-și pună chipul nu are decât. Noi vrem doar să ni se ofere alternativa, dându-și dreptul de creștin, de a renunța la aceste acte electronice. De asemenea, Biserica Rusă a hotărât că aceste măsuri electronice și biometrice sunt abuzive și nu sunt agreate de către concepția Bisericii. Dacă mi-anulez... Mergeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați. Și ca celeia ce ai stăpânire, nebiruită, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnită este. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Ale, trebate legale, nu infracționale. Nu vrem chip! 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 Iustin Pârvu, să ne unim în dragoste și armonie ca să putem ieși de sub jugul ierei electronice. Iubiți fii ortodoxi ai acestui neam, ortodoxia noastră românească, alături de celelalte popoare ortodoxe, mai apropiate sau mai îndepărtate, este în același cuget ortodox de a apăra ființa și libertatea umană în fața celui mai aprig atac îndreptat asupra vieții noastre creștine, prin implementarea forțată a chipurilor electronice în actele noastre de identitate. Este un atentat asupra libertății umane dăruită de Dumnezeu în actul creației. Nici o forță din lume nu are dreptul să atenteze sau să anihileze această libertate a omului care este de origine divină. Vrem să fim tratați ca fii ai lui Dumnezeu liberi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar nu ca infractori sau ca niște mașini după chipul și asemănarea omului modern, a omului satanizat. Biserica Ortodoxă este mamă a neamului românesc.
acest popor s-a format și menținut la sânul bisericii creștine. De-a lungul veacurilor, Biserica Ortodoxă a fost sprijinul cel mai de seamă și farul călăuzitor în toate nevoile și suferințele acestui popor. Cât timp acest popor a fost însuflețit de oamenii bisericii mondiale, prin urmărirea cetățenilor și implantarea microcipurilor, începând de la actele de identitate până la corpul uman. Acesta este și scopul, obișnuirea cu chipul și implementarea în corpul uman în cele din urmă, ceea ce va duce la transformarea noastră în niște roboți și în sclavi care nu vor mai putea fi stăpâni pe gândurile și voința lor. Acum este momentul să acționăm în frunte cu preoții și monahii și să susținem drepturile acestui popor obidit. Noi, ca monahi, nu putem sta nepăsători în fața suferinței poporului nostru, în fața suferințelor fraților noștri. Preoții și monahii sunt primii care trebuie să dea dovadă de jertfă și poporul trebuie să simte grija și dragostea noastră, să simtă că suntem alături și îl susținem cu prețul vieții noastre, după cum ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic glăruiește și cu crucea ta păzește poporul tău. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și frăcat, aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Miloane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru mânia scrâșnită în măsele, ci ca să aduni, chiuind pe tăpșane, o plaie de zări și o căciură de stele, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, așa ca să dăi libertatea din ciuturi și în ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zărzării și zarzării ei peste tine să-i scuturi, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și ca să spui tot sărutul fierbinte, pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane,
peste toate ce slobodă ție-s înainte, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Libertate! 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 Puternicie și lanțuri împrejur. Tot sângele care a hrănit secara s-a strâns aici, din cronici până azi, și arde acum ca focul în obraz, când șerpii umilinței mușcă țara. Aici sunt toate toinele și hora, râsul de ieri și scrâșnetul de acum, logodnica din poză, mama, sora și carul tatei scârțâind pe drum. Aici e toată harta țării mele, un careman de doruri nevăzut, un mistru care spume de vândut și o tunere de lacrimi și de stele. Se rup din cartea vremii voievozii cu mersul șui în straie de ocnaș și așa cum trec prin mărăcini și pozii, istoria se clatnă de pași. Aici e cura care cheamă plebea să-și afle răzvrătirilor sălași, de parcă glasul adormirea țedea s-ar fi împos pe câmpul de la Braș. Aici neamul tot ca un ciorchine sub teascul vremii bob cu bob și fierbe azi în taină mustul rob să curgă slobod vinul țării mâine. Referendum împotriva acestui act electronic, dar nu am fost ascultați. Cine vrea să-și pună chip moare decât. Noi vrem doar să ni se ofere alternativa de a putea păstra actele simple pe care le-am folosit și până acum și de a nu fi obligat să folosim carduri electronice de sănătate pentru a merge la o farmacie sau la un doctor. De aceea se cere tuturor spiilor acestui neam, indiferent că este țărănist, democrat sau socialist, să răspundă împotriva acestor măsuri de control total al populației de instaurare a unui stat polițienesc. Să ne unim în dragoste și armonie ca să putem ieși de sub jugul erei electorice. Din rațiuni politice, eu și atâți alți fii ai acestui neam am făcut ani și zeci de ani de pușcărie datorită unui sistem dictatorial comunist. Am purtat numele în loc de nume, ca acum să ajung să trăiesc în libertate și să fiu identificat tot cu un număr. Noi avem nume prin botez, un nume dat de părinții noștri. Dacă îmi anulez numele, înseamnă că mi-ai anulat și părinții și toată legătura mea cu Dumnezeu și cu strămoșii acestui neam. Dar poate că aceasta se și dorește, să fim fii ai unei Europe sau a unui stat mondialist care nu are nici Dumnezeu și nici milă, care mai mult ne fură decât ne ajută. Noi putem să trăim în liniște și pace cu toți vecinii noștri, fără să ne anulăm identitatea și fără să ne vindem toate bunurile și valorile acestui neam. Pentru cei care consideră că nu este duhovnicească atitudinea noastră de a ieși în fața oamenilor să protestăm, țin să le amintesc faptul că poporul grec a ieșit cu sutele de mii, cu preoți și monahi în fruntea poporului, apărându-și dreptul creștin de a renunța la aceste acte electronice. De asemenea, Biserica Rusă a hotărât că aceste măsuri electronice și biomedice sunt abuzive și nu sunt avaliate de către concepția Bisericii. Noi de partea cui ne situăm? Sau suntem mai catolici decât Papa, cum se spune? Avem de învățat din eroismul grecesc. Ei au acest spirit de a reacționa pentru că pastorilor nu se tem ca ai noștri. Preoții și ierarhii își susțin credincioșii în pofida conducerii care încearcă să le calce în picioare drepturile creștinești. Noi trebuie să reacționăm față de orice abuz asupra cetățenilor noștri ortodoxi. Ortodoxia nu înseamnă numai Doamne, slavă și ea slavă. Dar fapta unde este? Cum poți tu să spui că îți iubești aproapele ca pe tine însuți când nu îl sprijini atunci când este asuprit și prigonit?
Noi nu ieșim ca să cucerim ceva, precum au făcut cruciadele. Noi ieșim să susținem drepturile acestui popor creștin obidit. Să ni se respecte dreptul la libertate și la numele creștin. Menirea preotului este să își pună cuvântul, sufletul și viața lui pentru aproapele, pentru ucenicii săi. Preoții cu crucea în frunte, aceasta este caracteristica poporului nostru, după cum o spune însuși imnul național. Dacă preoții își vor învinge frica, vor învinge și iadul, dar dacă nu își vor învinge frica, vor pierde raiul încă de aici, de pe pământ. Acesta este doar începutul vremurilor de prigoană. Ce vom face mai încolo dacă noi nu avem curajul să ne susținem credincioși acum, că încă mai avem chipurile, o libertate și un drept de exprimare? Suntem aici ca o datorie a conștiinței noastre față de copiii noștri, față de generația de mâine, față de strămoșii noștri care ne-au predat o Românie liberă, și aceasta este România în care vrem să trăiască și fiii și nepoții noștri. Iată, ne-am adunat cu toții la acest meeting, cu mici, cu mari, și așteptăm un răspuns din partea onoratului Parlament, ales și așezat ocărmuitor al unui popor majoritar ortodox, întemeiat pe cercele Marlor Voievozi, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanul și pe milioane de jertfe ale înaintatelor noștri care au luptat pentru o Românie liberă și ortodoxă. Așteptăm un răspuns la cele 1 milion de semnături adunate împotriva actelor electronice. Domnul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toți care v-ați adunat să luptați împotriva acestor măsuri abuzive și anticreștine, iar guvernanților noștri să le dea înțelepciune și putere de înțelegere spre a sluji cu dreaptă credință intereselor neamului nostru creștin ortodox românesc, iar nu altor interese străine. Mulțumim pentru mesajul transmis de către părintele nostru Justin de la Petru Vodă. Dânsul a fost mentor pentru mulți tineri. Am fost și am primit către Camera Deputaților. Aș vrea să vă scutuiesc câteva rânduri. Asociația pentru Libertatea Românilor vă solicită, domnilor deputați, să sprijiniți nu numai dreptul de opțiune al cetățeanului, dar și dreptul cetățeanului de a fi reprezentat de aleșii săi în Parlamentul României și astfel să solicitați respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 89/2012, în care nu este justificat caracterul de urgență, nefiind necesară și oportună în acest moment, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană nu a prezentat răspunsul vis-a-vis de fraudele în sistemul din Franța sau neconcordanțele raportate în Olanda. Curtea Europeană de Justiție nu s-a pronunțat asupra cazurilor interpelate preliminare din partea instanțelor din Germania și Olanda. Țările europene, precum Marea Britanie și Franța, au sistat implementarea sistemului de documente de identitate electronice. Cerința de respingere a ordonanței de urgență este imperativă mai ales în contextul în care Parlamentul European și statele membre au semnalat deficiențele sistemului de colectare și de identificare pe baza datelor biometrice. Susținem în obligatoriu necesitatea menținerii unei alternative de carte de identitate simplă cu folosirea tehnologiei actuale, fără preschimbarea celor care nu au expirat, pentru persoanele care, din diferite motive de conștiință, securitate sau opinie, nu doresc obținerea unui act electronic de identitate. Insistăm asupra acestui prevederi cu atât mai mult, cu cât această opțiune nu împiedică nimic obligațiile României față de Uniunea Europeană. Prezentul memoriu pe care Asociația pentru Libertatea Românilor l-a depus la Camera Deputaților, a fost semnat de următoarele asociații. Asociația pentru Libertatea Românilor, inițiatoare. Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și de Tragere Fidel Avrancea, Ștefan cel Mare. Asociația Pro Vita
Filiala București, Asociația Umanitatea pentru Toți Bacău, Asociația Culturală Valea Muntelui Neamț, Asociația Bucovina Profundă, Asociația pentru Demnitate Națională, Asociația Cristiană, Alianța Familiei din România, Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România, Asociația Prietenii Sfântului Ion cel Nou, Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului, Asociația Pro-Tinerețe Alba Iulia, Liga Studenților din Universitatea din București, Liga de Utilitate Publică, Liga Distribuită Română Iulie Halache, Asociația Cristodoria, Fundația Sfântul Martir Bucovin Constanța, Asociația Rest, Asociația Predania, Asociația Civică a Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, Asociația Culturală și Educație Sfântul Daniel Sihastru, Asociația Ortodoxă Ortodoxia Tinerilor, Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba, Asociația Tinerilor Ortodoxi Ortografiti, Asociația Creștină Părintele Arsenie Boca, Fundația Sfinții Martiri Bucovei Suceava, Asociația Antimis Timișoara, Liga Tineretului Creștin Ortodox Român, Fundația Sfinților Închisori, Asociația Dascălor din România, Asociația Familie Ortodoxă, Asociația Copil Dorit, Asociația Triada, Fundația Sfânta Irina, Asociația Prietenii de Familie, Asociația Meșterilor Populari din Moldova Iași, Asociația Prologos Timișoara, Asociația Prologos Oradea, Asociația Prologos Cugir, Asociația Enable, Asociația Sinaxis 2010, Asociația Basarab, Asociația Frăție Ortodoxă Adevăr și Caritate, Asociația Civic Media, Asociația Nagoe Basarab. În total sunt 46 de asociații care au subscris la demersurile Asociației pentru Libertatea Românilor. Salutăm în acest moment prezența românilor din toată țara. Trebuie menționat aici că sunt oameni din Timișoara, Caraș-Severin, Galați, Brăila, Constanța, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Arghita, Vatra Dornei, Dorohoi, Botoșani, Cluj, Galați, Gura Humorului, Buzău, Focșani, Bistrița Năsăut, Dej, Alba Iulia, Oradea, Brăila. Mulțumim din suflet pentru mobilizarea care a fost făcută. Știu că este greu. Într-o zi de lucru, fiecare v-ați lăsat familiile, v-ați lăsat serviciul și ați venit cu noaptea în cap la București. Sperăm ca domnii din fața acestei clădiri impunătoare să audă cerințele și ceea ce ne dorim noi. Nu trebuie privit, nu trebuie să privim ca pe niște dușmani. Trebuie făcut să înțeleagă că românii se deșteaptă. Mulțumesc! În continuare, dăm cuvântul... Cele mai ce ne înfrânge sunt renunțările la vis. Noi suntem aduși aici de forță divină. Noi nu suntem aduși de anumite organizații care luptă împotriva acestui popor. Avem morminte sfinte care de peste 23 de ani autoritățile române nu recunosc că avem sfinți în acest neam românesc. Confrați, ce azi suntem cu toți în stradă, să nu ne mai lăsăm iaduși de nas. Ați observat și astăzi guvernează tot cei ce ieri cu gloanțe noi au tras. Că-ți plânge în cerere astăzi Eminescu, iar doina sa mai tare se aude, căci România nu-i pentru Aldeescu și adevărul nu-l poate ascunde. Români creștini, să ne trezim la vreme, așa cum minul sfânt ne dă cu o față, căci dacă azi dormim, mâine vom geme și lanțul greu îi vom purta o viață. Vă invităm pe toți de luna Basarabiei, Bucovine de Nord și Ținutului Herța, luni 18 martie, orele 18, cei ce doresc, la sala Vales din capitală. Doamne ajută și binecuvântează acest popor
obidiți și oropsiți de atâta mare de vreme. Cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, că-și cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, că-și cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, că-și cu noi este Dumnezeu. Nu vrem chip, nu vrem chip, nu vrem chip. Libertate, fără chip în acte, 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 fără chip în acte, libertate, 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 fără chip în acte. Mai mult decât atât, s-a ajuns la concluzia că, prin legea actelor de identitate care au fost votate în Franța, statul francez nu respectă un regulament care a fost votat de către Parlamentul European, respectiv regulamentul 2252/2004. Și anume, asta trebuie să învederăm. Statul român, prin adoptarea acestor acte normative, poate să ajungă la un moment dat să nu țină seama inclusiv de directivele europene. Poate la un moment dat, așa cum s-a spus aici, să fim noi românii mai catolici decât papa. Adică să fim noi, la momentul actual, niște cetățeni sau niște oameni care ne dorim să fim un vârf de lancie în toată Europa. Refuzăm acest lucru, dorim ca tehnologia aceasta să fie cât se poate de bine studiată, cât se poate de bine clarificată de către specialiști. Gerința și lecțiunea statului în viața cetățenilor a fost cât se poate de atâta. Asta trebuie să înțeleagă, că la momentul actual noi ne putem rău în față dintr-o lipsă de disciplină și respectare de atitudine din noi la o situație din care am ieșit extrecut. Dragilor participanți, dar să fim cât se poate de clar. Trebuie să mă rog. Pe cine reprezentați dumneavoastră și ce act oficial ați înmânat astăzi de picați? Oamenii care s-au adunat la acest meeting protestează vis-a-vis de introducerea actelor biometrice, buletine electronice, pașapoarte electronice. Memorul care a fost depus are ca scop oferirea posibilității românilor de a avea în continuare actele pe care au avut până acum. Dacă există cetățeni care vor acte biometrice, sunt liberi să le ia. În același timp însă creștinii sau oamenii care nu merg la biserică, dar au rețineri față de acest tip de acte, au dorința de a li se respecta, de a li se respecta drepturile. Din moment ce în Marea Britanie, de exemplu, unde au fost introduse actele biometrice, în urma analizelor făcute a studiilor s-a constatat
că reprezintă o călcare a drepturilor omului, introducerea noastrele acte și ulterior s-au retras, e nefiresc ca în România să se repete drumul pe care au mers englezii, să le introducem cu mari cheltuieli, pentru că introducerea acestor acte presupun sume foarte mari de bani, ca în cele din urmă să ne dăm seama că au fost niște greșeli și chiar mai bine să nu se introducă. Vis-a-vis de introducerea cardului de sănătate, românii sunt foarte sensibili la acest tip de act, pentru că nu este normal ca să existe o bază de date în care să apară informații legate de starea de sănătate a fiecărui pacient, câtă vreme această bază de date poate fi accesată de persoane din afară, câtă vreme controlul unor astfel de date este cât se poate de discutabil. Legat de actele biometrice, una din principalele probleme a fost clonarea acestora. Degeaba ni se spune că oferă un grad de siguranță mai mare decât actele pe care le-am avut până acum. Dacă un român acceptă un act biometric, peste 3 zile se trezește că a dat cine știe ce spargere. De ce? Pentru că s-au găsit anumite date în bază de date electronică legate de spargerea respectivă. Oamenii sunt reticenți și față de ideea amprentării. Noi nu suntem un popor de tâlhari, un popor de hoți. România nu este o închisoare. Chiar dacă unii vor să transformă România într-o închisoare, noi vrem să ne apărăm identitatea respingând astfel de acte. Chiar dacă rezistența poate, la nivelul meetingului de astăzi, se poate considera că este destul de mică, trebuie spus că peste 1 milion de români au semnat împotriva actelor biometrice. Ori într-o țară în care se ține seama de demersuri mult mai puțin importante, considerăm că 1 milion de semnături înseamnă ceva, că avem dreptul de a fi luat în seamă. Pentru că suntem și noi cetățenii României. Repet, nu doar creștinii protestează față de aceste acte, pentru că există în unele ziare referințe ironice la adresa celor care protestează, care fiind niște creștini, fanatici, rămași în urmă, etc. Nu, nu este deloc așa. Și Marea Britanie s-a renunțat la actele biometrice, nu pentru că ar fi cine stat creștin, nu. Pur și simplu pentru că s-au călcat drepturile omului, drepturile cetățeanului. Cu atât mai mult creștinii înțeleg nevoia unei rezistențe față de actele biometrice, pentru că ei, spre o deosebire de ceilalți cetățeni ai statului român și ai Europei de astăzi, înțeleg că încet, încet se merge spre o dictatură biometrică care va culmina cu introducerea acestui chip de pe actele biometrice în corpul uman. Ceea ce spunem astăzi, acum 20 de ani, părea science fiction, povești nemuritoare. Numai că există destule documentare legate de introducerea chipurilor, deocamdată în scopuri medicale sau în anumite închisori, experimental. Ceea ce astăzi se face experimental, mâine se poate generaliza. De ce? Pentru că oamenii nu conștientizează riscul furtului de identitate, riscul schimbării de paradigma la care asistăm prin aceste acte biometrice. Bun, sunt Daniu Vasile, unul dintre cei care au venit la acest meeting. Sunt 46 de organizații care s-au adunat aici. Numai că ceea ce vedeți, repet, sunt câteva sute de oameni, sunt doar o mică parte din milionul care s-au opus acestor acte. A semnat o petiție. Exact. Pe care ați depus-o astăzi la... Nu, astăzi s-a semnat o petiție legată de actele biometrice. Semnăturile au fost legate de pașapoartele biometrice. Au existat mai multe etape ale acestui procedeu de implementare a actelor biometrice. S-a început cu buletinele, s-a început cu pașapoartele, acum a continuat cu buletinele și cu cardul de sănătate. Card de sănătate care, datorită protestelor, a fost amânată implementarea lui. Deși din 1 ianuarie 2013 în România ar fi fost de dorit din punctul de vedere al reprezentanților statului ca fiecare cetățean să aibă acest card de sănătate, datorită unor proteste, cum este cel pe care îl vedeți, datorită studiilor care au fost invocate în sprijinul rezistenței anticip, s-a amânat implementarea cardului de sănătate. De deocamdată până în 2014. Astăzi, să protestați tocmai astăzi. S-a întâmplat ceva în ultima vreme? Este un pretext sau un precedent? Nu. Se accentuează demersuri legate de introducerea buletinelor electronice. Deși... ce fel se accentuează? La ce vă referiți? S-a încercat din 2012, s-a amânat pe 2013, acum e din ce în ce mai aproape momentul în care se va da verde pentru tipărirea propriu-zisă a acestor buletine. Deocamdată, teoretic există, practic, așa cum a fost și cu pașapoartele. Ani de zile s-a spus că se vor da pașapoarte și până la urmă s-au dat pașapoarte biometrice. Așa se întâmplă și cu buletinele. Deși de mai multe vreme există problema, acum suntem pe ultima 100 de metri înaintea implantării acestor acte. Mulțumesc! O să strig în ține cu curățenia, să
libertate, fără cipunate, 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 libertate, fără cipunate. Vrema cele tale, nu infracționale, 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 vremate legale, 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 nu infracționale, vremate legale. Infracționale, vremate legale, nu infracționale. Cât de serioasă este această problemă? În Anglia și în Franța au fost retrase actele biometrice. În România se pune problema introducerii buletinelor electronice, în timp ce în alte state s-au făcut cercetări foarte serioase, s-a ajuns la concluzia că trebuie retrase. Pentru ce statul român să cheltuiască foarte mare de bani? Câtă vreme românii nu sunt conștienți de ceea ce aduce. Și în Anglia și în Franța este problemă. Se afirmă deosebire de celelalte în realitate, siguranță în același timp, protestatarii manifestă sănătate pentru că posibilitatea într-o la care să se închide și Și-ntr-un zi tăi dușman, acum ori niciodată, se dă-ntr-o vei ca lume, dar nu seama de această reacție. Un sânge de român, un sânge de român, și că n-a noastră pieptul, portăm cu fană lume, triumfător în lume, un nume de creștin, un nume de creștin. Priviți, părețe umbre, Mihoiște, fac corbine, Română-națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațe armate, cu focul vostru în mine, viață, libertate, ori moarte frigă toți,
Urmări de strigători, de ori s-o crucea-n frunte, căci oada e creștină, de tine libertatea și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim, mai bine luptă, cu glorie de plină, decât să fim slavi iarăși, în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Aceste nesupravegheie este atentată libertatea și intimitatea oamenilor, drepturi consfințite atât de lege civile, cât și de cele bisericești. Actele liturgice dau statului o putere nelimitată și discreționare în apoi cu cetățeanul. Mai suntem aici pentru protecție. Statul prin conducători slabi, poruți, lași, trădători, face rău cetățenilor săi. Economia este distrusă, învățământul, sănătatea la pământ, se dau legi împotriva firii, iar țara se supune intereselor străine neamului românesc. Biserica protejează libertatea dată de Dumnezeu. Azi în cart, în buletine, mâine chipul chiar în tine. Pentru ce suntem aici? Principuirea populației se face discriminare și se violează drepturi fundamentale ale omului. Pentru că Dumnezeu a creat lumea și a supus-o omului. Antichriștii, aceștia din mergătoria de antichrist, fac lumea virtuală și îl supun pe om. Omul are suflet, nu este nici animal, nici obiect. Nu vrem să ne întoarcem la materialismul marxist. Nu vrem să ajungem un număr. Nu suntem bandă de infractori să ne urmăriți principii. Exercitarea controlului permanent de termen determinți condiționarea comportamentului, dar și a gândirii. Buletinelor, pentru că primar actele care nu și anularea procesului de implementare a cardului de sănătate. Proces care a fost amânat, produs de la 1 ianuarie 2013, a fost amânat un an. Și sperăm să se reduce la acest proces. Datorită faptului că pentru ce noi suntem aici? Manifestăm opoziția față de existența unei baze de date care poate fi controlată. Actul medical este un act personal de medic și pacient. Nu vrem ca la datele legate de starea noastră de sănătate să poată avea acces alții, pentru că bazele de date pot fi controlate în mod care cel puțin nu ne față de actele electronice. Au existat proteste în Germania, Anglia, Franța și în alte state. În Franța și în Anglia s-a renunțat la actele biometrice din același motive din care ar trebui să vrea toți românii pentru că să renunțe. Complet așa cum numai că, din păcate, Dumnezeu. În România nu au loc dezbateri serioase pe această temă. Din păcate, mass media nu analizează serios problema actelor biometrice. O tratează ca și cum ar fi o ciudățenie a unor fanatici din biserică, fanatici care sunt retardați, care sunt ridice în față de tehnică, ori nu este tărut așa. Danion Vasile, sunt scriitor și editor. Vrem să rămânem chipul Dumnezeu. Acesta este doar un început. La nivelul străzii. Peste 1 milion de oameni și-au manifestat opoziția față de actele biometrice. Sărbătorilor au fost depuse și statul nu a răspuns. Vorba nu de 10, 20, 100 de oameni, ci de peste 1 milion de semnături. Considerăm că, pentru că suntem cetățeni statului român, este nevoie ca cei care sunt la cârma statului român să țină seama și de problemele noastre. Nu suntem din afară, suntem români, ca toți ceilalți. Poate doar ceilalți sunt mai puțin informați, poate nu sunt conștienți de pericolul la care suntem supuși prin aceste acte electronice. Nu a luat legătura, nu a venit niciun reprezentant al Parlamentului. La meeting-ul de astăzi, nu. Suntem pur și simplu ignorați. Care reduce pe oameni de la purtătorul echipul Dumnezeu la simple numere. Biserica Ortodoxă este împotriva. În primul rând trebuie să ne bucurăm că suntem atât de puțini într-o Românie atât de mare.
În ce sens trebuie să ne bucurăm că suntem puțini? Arătăm prin aceasta că unii se teamă. 50-100 dacă protestează, arată că au conștiința nevoii unei atitudini. România doarme. Din păcate, poporul României s-a adormit sistematic, mai ales cu ajutorul mass-mediei, și cu cât oamenii sunt mai învățați, cu atât clar a conștientizat din ce în ce mai puțin pericolele la care sunt supuși. Și cu cât oamenii sunt mai simpli, cu atât inima lor este mai curată și înțeleg că este nevoie de atitudine. Cei care ați venit aici, unii sunteți de la diferite asociații, ONG-uri, alții sunteți oameni simpli, ori din biserică, unii din afara bisericii, dar ați venit pentru că ați înțeles în pericol. Unde sunt bucureștenii? Din peste 2 milioane de oameni, aici sunt foarte, foarte puțin ca bucureștean, recunosc că mi-e rușine, știind, văzând că sunt atâtea grupuri venite din alte orașe, Târgu Neamț, Iași, Satul Mare, Timișoara, iar pe Neamț, în timp ce bucureștenii dorm. Unii dorm pentru că nu-i interesează astfel de probleme. Ne aflăm într-o situație similară cu cea din perioada interbelică, când față de pericolul comunist, foarte, foarte puțini cărcărari, preoți, doctori erau conștienți și foarte puțini vorbeau despre necesitatea unei rezistențe. A venit căvărul comunist și știți ce rezultate a avut. Ei bine, în ziua de astăzi, nu suntem nici măcar la genunchii celor din perioada interbelică. Pur și simplu ne este frică de orice fel de reacție. Fie că este vorba de impunerea faptelor biometrice, fie că este vorba de propaganda homosexuală, a adopției de copii de către familiile homosexuale, de către căsătorile homosexuale, indiferent cât de mari sunt pericolele, suntem sfătuiți să dormim. Lasă să vorbească alții. Lasă să vorbească intelectualii, zic oamenii simpli. Lasă să vorbească preoții. Preoții zic, lasă să vorbească ierarhii și ierarhii ca. Situația, de fapt, situația în care ne aflăm, este o situație care cere jertfă. Este ușor să vorbești la un microfon. Este ușor să vii la un meeting. Rezistența ortodoxă în ziua de astăzi nu trebuie făcută în primul rând prin meeting-uri. Rezistența trebuie făcută prin genunchii plecați la rugăciune. Dar este nevoie și de mărturisire. Este nevoie și de martiriu. Dacă biserica s-ar fi rezumat la rugăciune, atunci Imperiul Roman, Imperiul Păgân, nu ar fi căzut. Imperiul Roman a căzut prin sângele mucenicilor. Dacă mucenicii din Păfașul Smerenie ar fi spus, lasă, mai bine ține în gura închisă, atunci credința creștină nu s-ar fi răspândit în toată lumea. Dacă în perioada interbelică n-ar fi fost tineri creștini care să răsucească neamul, care să rugească credința la Hristos, astăzi poate n-ar fi fost praf, ar fi fost la pământ. Sfinții închisorilor au fost sfinți datorită unei atitudini. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea curajul, să ne dea discernământul de a face ceea ce trebuie. Eu vă mărturisesc că nu știu în ziua de astăzi, ora actuală, care este reacția cea mai potrivită, nici față de actele biometrice, nici față de problema invaziei homosexuale. Nu știu. Și de aceea când organizatorii acestui meeting m-a chemat să vorbesc inițial, am refuzat, nepricepându-mă să dau o soluție. Dar trebuie să avem convingerea că, indiferent cât de viclene sunt cursele vrăjmașului, dacă inima noastră este sinceră, Dumnezeu ne va lumina și vom lua hotărârea cea bună. Vom avea atitudinea care trebuie. Chiar dacă vor exista ezitări, chiar dacă vor exista mici greșeli, pentru că unii duhovnici ne îndrumă într-o direcție, alții ne îndrumă în altă direcție. Chiar ieri spunea o femeie de la o biserică că încerca să se dea pliante cu adunarea de astăzi la biserică și părintele Paugia i-a zis, nu, 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 să nu fie probleme cu cei de mai sus. Trăim într-o frică asemănătoare fricii din perioada comunistă. Cum zice în scriitor, acolo s-au temut de frică, unde nu era frică. Și cei mai mulți dintre români se tem, cei mai mulți dintre preoți se tem. Ce ni se ia fraților și ce câștigăm? În momentul în care vom rezista, în momentul în care ne vom pune cu adevărat în fața lui Dumnezeu, dar nu printr-un demers strict de tip meeting sau printr-un demers de tip sectant, triumfalist, adevărul e cu noi, ceilalți sunt pierduți,
ceea ce a acceptat sufletul. În momentul în care vom avea dreaptă sufletală, atunci dumneavoastră Duhul Sfânt îi vom putea, îi vom putea aduna pe ceilalți. Repet, suntem puțini. Îi spuneam unul dintre organizatorii că dacă vom fi mai puțin de 500, biruința va fi celor care vor să ne pună acest jug biometric. Pentru că vor arăta că ei merg înainte cu pașii lor în timp ce noi dormim. Trebuie să ne bucurăm că s-a amânat introducerea cardului de sănătate. A fost oare 10.000 de oameni în stradă, ca în Grecia, ca să manifeste împotriva acestui act? Nu! Rezistența față de actele electronice s-a manifestat în diferite moduri, cel mai clar fiind prin strângerea celui peste 1.000.000 de semnături. Deci chiar dacă suntem puțini aici, peste 1.000.000 de români sunt cu inimile alături de noi. Poate le este lene să fie aici, poate le este frică să fie aici, din diferite motive fizic, nu sunt cu noi.